Salut, sunt Dani împreună cu Adrian, omul pe care îl contactez de câte ori am întrebări. În familia Totum Sport au apărut și batoanele proteice, le zice generic. Eu am avut o relație de love and hate cu batoanele proteice. Mai întâi au fost foarte la modă, le-am încercat, după m-am săturat de ele, după m-am reapucat, după mi-am dat seama că fără ele e cam greu într-o zi cu două joburi, ședințe, etc. Vreau să știu care e părerea ta reală despre a consuma batoane de genul ăsta în timpul unei zile. Părerea mea este că ar fi bine ca batoanele proteice să conțină de fapt ceea ce conțin aceste batoane, să fie și vitaminice, pentru că au și parte de vitamine. Și unde vreau să ajung, așa cum am vorbit despre tot un sport, faptul că există o oligosinergie, aceste batoane și la modul general există o sinergovitaminoză. Și aceste batoane combină proteinele cu vitaminele necesare. Putem citi că conțin complexul de vitamina B, vitamina D, și vitamina C. Deci știm că la rândul lor vitaminele, precum și proteinele, sunt dependente de minerale și aportul care este unic, pot spune, este că materia lichidă cu care au fost hidratate sau materialul lichid este extras pe aceeași tehnologie ca tot un sport. Este o soluție electrolitică completă. Deci deja avem un mix foarte interesant de minerale la modul complet, de vitamine și de proteine tot într-un mix. Și aici ajung la ceea ce m-a preocupat pe mine și am încercat să mă delimitez de un discurs oficial. În general, când cineva ia un baton de ăsta în mână, spune câte calorii conține, câte, să văd ce obțin. Și atunci eu am ajuns la concluzia că, de fapt, este foarte important să facem un mic calcul de 2 ori 1. Cât consum eu ca să te consum pe tine? Ce energie consumăm noi digestiv ca să obținem energia eliberată sau deținută de acel baton, de acel supliment? Ori în cazul acestor batoane, fiind folosită această tehnologie foarte interesantă a unor elemente care sunt hidratate și predigerate cumva printr-o fermentare specială și hidratate cu această apă de mare, de fapt este un mix în care, dacă să spunem că avem un produs cu un punctaj de la 1 la 10, poate ele nu sunt de 10, sunt de 8, dar produsul care este de 10, să spunem, tu consumi 6 puncte ca să-l digeri pe el și rămâi cu 4. Acesta este de 8, dar obții 8. 8, 8, punct lochit, punct ochit, punct lovit. Îți pun o întrebare bio-alimentară. Da. Oamenii o să creadă că e o glumă, dar nu e o glumă. Ai muncit, ai studiat afară din țară. Da. Vreau să știu dacă și în alte culturi există termenul de boala porcului. Adică somnolența pe care o simți mai ales la prânz, după ce ai mâncat mai sățios. Există? Există și este, nu ține de cultură, rasă sau orientare geografică, ci ține de o realitate biologică care îți spune că la nivel intestinal celulele se schimbă la 5 zile și la nivel cognitiv, cerebral, la 15 ani. Îți dai seama ce uzură avem noi aici dacă la 5 zile se schimbă celulele. Ori noi avem o rezervă de celule STEM fixă. Se numește limita lui Hayflick. 20 de replicări celulare până la sfârșitul vieții. Și eu chiar, extrapolând acum subiectul, dacă am mâncat doar alimente, nu neapărat doar aceste alimente, dar alimente care să fie bine hidratate. Dom'le, ai un orez, pune-l 24 de ore, 48 de ore la hidratat. Avem interesul ca alimentele noastre să fie prehidratate, predigerate, cum este cazul lui. Ce se întâmplă? Vei face o economie aici și deja dăm în tehnica anti-aging, mâncând astfel de alimente, vom face economie de celule aici și ele apoi vor fi în rezerva noastră pentru tot organismul. Deci este atunci cel mai mare, acea boală a porcului sau cum o numești tu, este datorită faptului exact ce am spus mai înainte. Consumi mai mult prin energia pe care o risipești în digestie decât ceea ce ai adus ca aport. E ca și cum o mașină îi pui deasupra ei 300 de kilograme și atunci ea ți-aduce ție 200 de kilograme de, nu știu, 200 de litri de benzină, dar consumă 300 ca să se aducă. Păi ai minus 100. Da. În alimentație este ceea ce am spus adineauri, cel mai important este să faci micul calcul. Aportul energetic minus aportul consumat ca să-l digeri, cât mai rămâne? În acest concept al celor de la Totum, îți rămâne 100%.
și nici nu aduce o masă mare din punct de vedere cantitativ. Este o masă mică, exact cât trebuie pentru a trece de la procesul de masticație la procesul de absorpție. Nu mai treci prin digestie. Știi că spunea Einstein despre un anumit popor, nu mai spun care, că poate spunea că au trecut de la barbarie la decadență fără să mai treacă prin civilizație. Așa și e batoamea, trec la masticație, la absorbție, fără să mai treacă prin digestie. Asta vreau să spun că nu e treaba pe care trebuie să o mai demonstrăm științific, pentru că fiecare o simte la el, simți în corpul lui, sigur unii mai pronunțat, alții mai ușor. Mulțumim! Batoanele se găsesc online. Am vorbit despre batoane în general, proteice, și am ținut neapărat să vorbim despre treaba asta, pentru că în toate ușile de mașini, de fete care merg la sală, antrenoare de fitness, amatoare de fitness, găsești batoane. Unele sunt și de acum 3 ani. E bine că țin destul de mult. Dacă permiți, acestea ar trebui să le fie numite pe site batoane mineralo-vitamino-proteice. Ar fi o chestie șuietă, nu știu dacă, dar ar merita de anumite, pentru că sunt singurile care au acest concept. 3 în 1. Mă apuc să schimb treaba asta pe site. Mulțumim, Adrian. Cu drag.